Începând din anul 1987, în fiecare an, în data de 26 iunie, la nivelul tuturor țărilor membre ale Organizației Națiunilor Unite, se marchează Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri. Campania din anul acesta are ca mesaj Trăiește-ți viața fără droguri. An de an, Națiunilor Unite pentru droguri și criminalitate este promotorul campaniei internaționale de sensibilizare privind provocarea majoră pe care drogurile ilicite o reprezintă pentru societate în ansamblu. Tema pentru Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri de anul acesta are ca mesaj Trăiește-ți viața fără droguri, după cum precizează Valer Merce, coordonatorul Centrului Județean de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj. Începând cu anul 1987, în data de 26 iunie, la nivelul tuturor țărilor membre ale Organizației Națiunilor Unite, se marchează Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri. Pentru marcarea acestei zile, Agenția Națională Antidrog organizează și în acest an, la nivel național, dar și la nivelul comunităților locale, activități de informare cu privire la pericolul consumului de droguri, la riscurile asociate acestuia. Este necesar să conștientizăm importanța acestei zile, gândindu-ne în permanență la riscurile acestui fenomen îngrijorător la nivel mondial. Tocmai de aceea vă invităm cu toții să vă aduceți aportul pentru a încerca să stopăm proliferarea drogurilor. Apariția și marea diversitate a substanțelor noi cu proprietăți psihoactive, cunoscute sub denumirea generică de etnobotanice, lipsa de informații științifice și obiective în rândul tinerilor în legătură cu pericolul consumului acestora, scăderea vârstei de debut a consumului, crearea unei populații de consumatori cu un anumit grad de dependență, sunt doar câteva dintre problemele cu care specialiștii se confruntă tot mai frecvent, chiar și în cadrul comunităților în care anterior consumul era foarte scăzut sau chiar inexistent.